onorat că avem printre noi personalitate de seamă. Cu Elisabeta, organizația de tineret, care a avut această inițiativă. Și le-am spus da, hai să transformăm sediul partidului într-un spațiu al dezbaterii, un spațiu deschis și un spațiu cultural înainte de toate. Este o primă acțiune dintr-un șir de multe acțiuni pe care îmi doresc și doresc conducerea partidului și îmi doresc membrii de partid foarte mult de tine. Eu cred că trebuie să transformăm acțiunea civică, acțiunea politică chiar, în acte de cultură, în acte culturale. Spațiul public, așa cum o spuneți și dumneavoastră cei cu mine, este practic confiscat spiritul critic eliminat și suntem în situația de a ascunde adevărul. Suntem în situația de a fi complici la manipulare și la minciună. Vorbim acum despre fapte istorice, avem dreptul la memorie, avem dreptul la adevăr, avem dreptul la a restaura propria noastră istorie pentru a ști cine suntem. Dacă acest adevăr, dacă aceste fapte vor fi permanent ocultate, vor fi permanent puse între paranteze, societatea românească nu-și va găsi liniștea. Nu putem imagina o colectivitate, o comunitate care să trăiască în afara adevărului. Sigur că suntem într-un sediu istoric, am un partid istoric, un partid care a avut o existență tragică și o are încă. De ce? Nu știu să răspund la această întrebare. De ce s-a ajuns aici? De ce un partid martir, care a dat 300-400.000 de victime în istoriile comuniste, după 90, după ce ne-am recâștigat libertatea, ajuns aici, nu știu să dăm un răspuns. Poate că răspunsul se află în întrebările care s-au pus în seara asta aici. Poate că răspunsul se află la dumneavoastră generație foarte tânără, care nu veniți infestați cu ceea ce și chiar generația avea a primit acea educație pe perioada comunistă de până în 1989. Sunteți în primul mare revelație, decență, curaj, spirit critic, onestitate și mai ales curaj. E foarte important. Foarte important să plecăm de la această prezumție de bună credință. Este mesajul pe care vi-l transmit tuturor. Haideți să pornim de la bună credință și să vedem ce putem face de acum încolo. Noi începem de la zero. În ideea că trebuie spus adevărul și trebuie să construim. Pornim de acolo. Nu știm care poate să fie proiectul unui PNPCD nou. Pentru că nu cred că are cineva monopolul adevărului. Nu cred că poate să vină cineva, oricine, să spune înaintea altora, eu știu adevărul. Eu pot spune, eu sunt mai legitim decât altcineva. De aceea, pentru PNPCD rămâne ca un ca o efigie, ca un deziderat. Ceea ce spunea Ioraciu. Esența democrației, și o spun de fiecare dată când am ocazia, este aceasta. Voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Haideți să pornim de la această definiție. Haideți să respectăm opinia
celui care nu este de acord cu noi. Să stăm la o masă, să ne ascultăm și cred că de acolo putem începe o construcție onestă, cinstită, lipsită de spirit vindicativ, lipsită de judecăți, lipsită de stigmatizări. E foarte important un asemenea demers și mă bucur de spus. Nu aș fi crezut că tineri, foarte tineri, au început să fie mai înțelepți, mult mai înțelepți decât noi, mulți dintre oameni politici sau oamenii care au acționat în societatea civilă, care sunt cu multă rușine, suntem deja pervertiți, suntem deja foarte stigmatizați și foarte prinși în niște jocuri din care de multe ori nu mai putem ieși. Lupta pentru locuri, lupta pentru putere, lupta pentru spațiu public, lupta pentru a confisca și a vorbi în numele unor simboluri, de multe ori cu exagerare, de multe ori cu infatuare, de multe ori în mod nedrept, poate. Toate aceste lucruri ne-au dus într-o zonă periculoasă. Ori, cred că generația dumneavoastră, a celor mai tineri, începe din ce în ce mai mult să fie mai înțeleaptă și mai puternică decât a noastră, celor care deja suntem responsabili. Prin fapte sau prin faptul că nu au făcut fapte. Generația celor de 45 de ani, 50 de ani, răspunde multe ori prietenilor mei, scriitori, poeți, oameni de cultură, profesori. Suntem și noi o generație pierdută. Pentru că suntem generația care astăzi ar trebui să reprezentăm, să trăim într-o România normală. N-am reușit acest lucru. În 10 ani, pe care mai avem de acum vreo 15 ani, ca generație, nu știu dacă o să reușim să facem acest lucru. Ori este momentul să predăm deja și atâta simbolic celor care vin din urmă și care sunt însetați de adevăr, sunt însetați de dreptate, sunt însetați să știe cine sunt ei. Eu cred că au acest drept. De aceea, acest spațiu generos, spațiu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, spațiu în care s-au dat la decizii foarte importante. Cornel Cocosu, Ion Rasu, liderii care au desfășurat aici activitatea în anii 90, va deveni un spațiu deschis. Un spațiu deschis, un spațiu deschis ideilor, dezbaterilor și un spațiu, înainte de toate, cultural. Să ieșim din logica războiului electoral, care nu duce și nu a dus nicăieri. Parcă clasa politică este din ce în ce mai neputincioasă, mai bolnavă și mai lipsită de viziune și de perspectivă. Trebuie făcut ceva și cred că dumneavoastră și foarte tine o să înțelegeți că nu aveți altă soluție decât să intrați în acest joc. Pentru generația dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și cu toată o mare pentru că am fost la alta dumneavoastră în această seară. Vă mulțumesc.